Conducerea Inspectoratului Școlar Județean a organizat astăzi o conferință de presă în cadrul căreia a ținut să informeze publicul din Maramureș asupra condițiilor în care debutează noul an de învățământ. Potrivit datelor prezentate, 20 dintre instituțiile școlare nu au încă autorizație de funcționare, în timp ce 3 sunt în faza de obținere a dreptului din partea Direcției de Sănătate Publică. Școlile își vor desfășura activitatea și va face în continuare demersuri spre autoritățile locale să intervină la structurile sau acolo unde sunt situații care au făcut imposibilă autorizarea lor. Școlile cu personalitate juridică mare îndeplinesc condițiile de autorizare. De regulă, din cauza structurilor arondate izolate, acestea n-au fost încă autorizante. Inspectorul școlar general a declarat că nu este vorba de dezinteres pentru obținerea autorizațiilor de funcționare. De asemenea, dacă o grupă de grădiniță sau o clasă funcționează în spații închiriate, tot în aceste structuri, nu în școli mari, din nou nu se poate acorda autorizația sanitară datorită faptului că spațiul este închiriat. În ultimii ani s-au investit bani serioși pentru transformarea școlilor, liceelor și grădinițelor din județ în unități școlare moderne. Cu toate acestea, se pare că mai există clădiri care oferă aceleași condiții în care au studiat și părinții noștri.